Valentine's Day. E o zi specială, să zic, e o zi în care sunt implicați și el și ea. M-ai uimit de cum am intrat pe ușă cu un laptop teoretic de producție autohtonă. Jucăria asta de aici este un produs al brandului Njoy, ce este destinat tuturor ce au nevoie de un device portabil sau ultra portabil. Este un laptop de 13,5 inch cu o grosime de 13,5 mm și 1,290 kg, adică ultra portabil din punctul meu de vedere. Pe exterior este din aluminiu, la interior este plastic, tastatură chiclet, un display cu panel IPS Full HD, 4 GB memorie RAM, un procesor Intel Celeron N3350, celălalt la 1,1 GHz, dar prin turbo se duce la 2,4, 2 USB 3.0, un cititor de carduri microSD și un micro HDMI. Spațiul de stocare e mititel, dar pentru un device ultra portabil mi se pare mai mult decât ok. Posibilitatea de upgrade ori prin card microSD, ori prin SSD PM2. Bun, ok, te gândești că e prea mult, atunci mergi pe clasicul, cu ghilimele, device mobil pentru a vorbi cu unul, cu altul, pentru a intra pe Facebook instant, pentru a scrie pe WhatsApp, în cazul ăsta telefoane. Telefoane, în momentul de față, găsești o ofertă foarte variată cu configurații mai mult decât ok. Telefoane superbe și din punct de vedere al designului, și din punct de vedere al configurației, și din punct de vedere al autonomiei bateriei. Eu pe ăsta mi l-am luat și pe ăsta l-am și făcut cadou, Mi A1 de la Xiaomi, și sunt mega fericit pentru că l-am ales. Fără doar și poate, e un telefon care se mișcă impecabil, e un telefon cu un RAM de 3 GB, o autonomie a bateriei de 2-3 zile, adică e bine, e bine. Celălalt este un Meizu, care iarăși e pe aceeași treaptă cu tot ce înseamnă device-uri mobile ce vin din partea asiatică și vor și ei să pape o bucățică din felia asta din Europa sau din America și au intrat cu succes. Noi ne-am referit numai la partea de portabilitate, dar poate ai o prietenă care este gamer, e pasionată de jocuri pe calculator. Ce ai putea să-i oferi? Ai putea să-i oferi orice, de la căști, tastaturi, mauși. Să dăm acum și idei pentru domnișoare, pentru domni. Eu personal, nu știu, cred că m-aș mulțumi și cu un mouse nou, m-aș mulțumi și cu o pereche de căști nouă, m-aș mulțumi. Dacă este cineva care dispune de buget, atunci ar putea să-i cumpere o placă video, de ce nu, un procesor nou sau un sistem sau un laptop de gaming, dacă e vorba de gameri. Știu că ne limităm câteodată la ceea ce înseamnă buget, dar indiferent că îi spui Valentine's Day sau Dragobete, e o sărbătoare a cuplurilor și dacă nu ai făcut cadouri tot anul, măcar o singură dată pe an fă un cadou ca lumea.